Există o serie întreagă de tineri foarte talentați și foarte doritori să schimbe România. Există și în țară, există și în afara granițelor țării. În afara granițelor uneori au poziții de care noi nici nu știm, nici nu știm cum să profităm și nici nu știm cum să încurajăm. Și cred că inițiativa de astăzi aduce foarte mulți tineri în poziția de a face acel act de voluntariat pe care și-l doresc și pentru care probabil că au muncit mai de mult și ei acum pot să aducă României nu numai acel spirit de curățenie despre care vorbim aici, dar și poate că un plus de succes de care avem cu toții nevoie.